Astăzi vorbim despre despărțirea incredibilă dintre Mario Fresh și Alexia Eram după 8 ani de relație. Veste tristă pentru generația Z. Fica Andrei Esca și Mario Fresh nu mai formează un cuplu de aproape o lună. Te iubesc. Nu am cum să-ți descriu sentimentele. Șoc adevărat, fiindcă erau peste tot împreună. Poze peste poze, vacanțe, toată lumea fericită. N-ai fi zis nici într-o mie de ani. Asta seară spun deși nu e prima oară. Mai degrabă ai fi crezut că urmează să se căsătorească. Te-ai gândit vreodată să mă ceri în căsătorie? Da. Sincer. Da? Nu să se despartă, chiar dacă au mai avut ei hoburi în relație. Eu să nu pregătești inelul, că nu vreau să-l văd. Doar că acum pare a fi definitiv, mai ales că Mario i-a și dedicat o piesă fostei lui iubite și a șters toate pozele cu ea de pe Instagram. Nu mai sunt pică răspund, perfectă așa cum ești, merit să fac mult mai bun. Chiar el a declarat că e o piesă scrisă din suflet cu o mare încărcătură emoțională. Vă o să spun că de-abia am putut să o cânt în primul rând. E o piesă reală, o piesă pe care am scris-o super din suflet. Și e clar despre ce ochi verzi e vorba în melodie. Mă visez cum talentam și sărutam pe ochii tăi verzi. Că pentru ea o fi fost mai greu din ce înțelegem din versurile alea și din faptul că Alexia încă mai are poze cu Mario pe contul ei, asta doar ei știu. Este mult mai frumos să avem o relație în loc să ne despărțim ca niște proști. Ce știm noi e că ea momentan este plecată din țară la Paris, fără el. De zile, prin ultimul sărut.